Salutare, stimați crescători de iepuri! Astăzi, 2 februarie 2018, cu succes și cu Doamne ajută, am reușit să finalizăm comanda de cuști lui Constantin Boș din satul Scorțeni, Reunul Telenești. Cu un an în urmă, dumnealui a comandat de un rând de cuști. Și acum am mai comandat încă 3 rânduri, a cât 6 boxe în 3 nivele. În total, Constantin are cuști pentru 60 de buraci, 8 masculi și toate cuștile necesare pentru tineretul, l-a îngrășat, obținut de la 60 femei. Am optat pentru primul și a doilea etaj pentru femele, din motiv că cel mai mult timp se pierde și se dedică femeilor și puișorilor din cuib. Asta este ușa la cui, rotundă, prelucrată. Astea sunt hrănitorii, ce servesc drept ușă. Astea sunt adăpătorii. Așa. Cuiburile se închid foarte ușor. Aici avem un box pentru 6 masculi. Spațiu dedicat pentru cele două femele, respectiv am dedicat pentru 2 masculi, doar că fără cuib. Li s-a pus trap, adăpător și hrănitor. Cuștile sunt numerotate, din motiv că sunt foarte multe cuști cu foarte multe compartimente, am mers pe varianta de a numerota în așa fel ca să îi fie foarte ușor să duc evidența. Am notat cu A, B, C, D toate 4 rânduri și respectiv fiecare rând numerotat în parte. Iată așa. Constantin are și rezultate deja. Totul este montat la cheie. Astea sunt cuști pentru îngrășat, o secție, a doua secție și a treia secție, 3 compartimente. Sus avem vas cu apă, vasele cu apă de fapt, și acolo și aici. Aici avem rândul D, aici avem rândul C, aici avem rândul B și aici avem rândul vechi, primul rând cu care a început Constantin, rândul A. Sistema de canalizare pentru evacuare deșeului s-a făcut în felul următor. De la toate 4 rânduri se duc toate într-o conexiune de canalizare. Avem în felul următor, jos nu cade absolut nimic, avem așa. Între rânduri pus ardeze transparente în coloră, se duce în canalizare, conectat. Rândul vechi, la solicitarea lui Constantin, am schimbat tipul de hrănitori, pentru că Constantin a apucat cuștile cu hrănitori de tip vechi, care erau sub formă de pâine folosite pentru canalizare și am înlocuit acele hrănitori cu hrănitori de tip nou. Astea sunt cuștile vechi, hrănitorii. Vedeți hrănitorii tip vechi, cred că Constantin nu a reușit încă să le scoată. Și dacă o să observați, o să trageți atenție. Primul rând a fost construit până aici, până la această carcasă, în 3 etaje. Și boxul ăsta și celelalte două jumătăți de box erau făcute doar 2 etaje. La solicitarea lui Constantin am prefăcut și am adăugat și a treilea etaj.
făcut frumos, la cheie. Am adăugat și a treilea etaj, ca să aibă deja toate patru rânduri în trei etaje. Constantin recent și-a construit și sistema de căldură și-a adăugat calorifere. Ăsta este locul prin care se scurge toată murdăria. Rândul cel vechi se conectează cu rândul nou de la mijloc și toată murdăria pleacă în canalizare. La capitele sistemelor de adăpare avem robinete pentru evacuarea apei. Aici iarăși avem cuști pentru femeile. Iată așa arată noua comandă executată la Constantin Boș din satul Scorțânări, Ion Telenești. Aici. O să vă arăt cum se duce murdăria. Când se începe a face curat, se începe a face curat din cel mai jos punct al sistemului de evacuare a deșeurilor. Și iată, murdăria deja începe a veni. Se vede. Așa. Și se duce, și se duce, se duce, se duce. Și toată murdăria. Toată murdăria, după cum se vede, vine în canalizare. Iată, toată murdăria vine în canalizare. Lungimea încăperii lui Constantin are 11 metri jumătate. Și iată rândul celălalt vechi. Se plimbă murdăria 11 metri jumătate și se reîntoarce pe rândul cel nou încă 11 metri jumătate. Și toată murdăria pleacă în canalizare fără nici o problemă. Curge, curge, curge. Se vede, da? Cu mare drag, următoarea comandă putem să o executăm pentru dumneavoastră. Comanda lui Constantin, ca mărime și volum, este a doua ca mărime din toate comenzile care le-am făcut de până acum. Puteți să ne contactați la numărul de telefon 60483003. Suntem în satul Badr, Ion Ioloveni. Pentru cei care sună din exterior, adăugați prefixul țării plus 373. Sau puteți să ne găsiți pe pagina de Facebook Cuștile lui Rață sau accesați-ne și pe canalul YouTube Cuștile lui Rață. Dați un like, vizualizați toate materialele video cu toate comenzile care s-au existat până acum. Vă putem răspunde la orice întrebare, venim și cu soluții, nu doar cu cuști, să discute orice detaliu, dacă ceva nu merge să analizează și să face în urma tuturor doleanțelor dumneavoastră. Eu sunt Valeriu Rața, autorul acestor cuști, Cuștile lui Rață. De mai vedeți și în alte parte cuști asemănătoare sau că se folosesc scurgeri de genul ăsta. Tot ce e asemănător cu cuștile mele, să știți că sunt copiați. Eu sunt cel care le-am făcut, inventat, produs și le facem pentru dumneavoastră. Succes
spor în toate. Doamne ajută!